pe tărâmul închipuirii. De Ambros Birs Pe o porțiune a distanței între Obun și Newcastle, drumul, care merge întâi pe o parte și apoi pe cealaltă a părâului, ocupă întreg fundul râpei și este parte săpat în peretele abrupt al versantului, parte construit cu bolovani aduși de mineri din albia râului. Dealurile sunt împădurite, iar părâul curge șerpuit. Într-o noapte întunecoasă, trebuie să mergi cu grijă dacă nu vrei să ajungi în apă. Noaptea de care îmi amintesc era întunecoasă, iar pârâul devenise un torent umflat de o furtună recentă. Mânasem tare de la Newcastle și eram la aproape o milă de Auburn, în zona cea mai întunecată și mai îngustă a râpei, privind cu grijă la drum dinaintea calului meu. Dintr-o dată, am zărit un bărbat aproape sub botul animalului și am tras de frâu cu o zmucitură care aproape l-a ridicat pe picioarele din spate. Îmi cer iertare, nu v-am văzut, domnule. Nici nu prea se aștepta cineva să mă vedeți, a răspuns omul politicos, apropiindu-se de laterala căruței. Iar pe mine zgomotul apei m-a împiedicat să vă aud. Am recunoscut imediat vocea, deși trecuseră cinci ani de când nu o mai auzisem și nu eram prea încântat să o aud nici acum. Sunteți doctorul Dorimor, cred, am spus. Da, iar dumneata ești bunul meu prieten, domnul Manic. Sunt mai mult decât bucuros să te întâlnesc. Nemaipomenita bucurie se datorează faptului că mergem în aceeași direcție și, bineînțeles, aștept invitația să mă stui lângă dumneata. Invitația vă este oferită din toată inima. Lucrul nu era pe de-a întregul adevărat. Doctorul Dorimor mi-a mulțumit în vreme ce se suia lângă mine, iar eu mi-am continuat drumul ca mai înainte. Era neîndoielnic o închipuire, dar acum mi se pare că restul distanței l-am parcurs printr-o ceață rece. Că îmi era frig și mă simțeam tulburat, că drumul era mai lung decât fusese vreodată până atunci, iar orașul, când am ajuns, era trist, amenințător și dezolant. Trebuie să fi fost pe la începutul serii și, cu toate acestea, nu mi-amintesc de vreo lumină pe la case și nici de vreo ființă vie pe străzi. Dorimor mi-a explicat cu destule amănunte cum ajunsese el să se afle acolo și unde fusese în anii care trecuseră de când l-am văzut ultima dată. Îmi amintesc faptul că mi-a povestit, dar nu știu nimic din ceea ce a povestit. Fusese prin străinătate și se întorsese. Asta este tot ce a reținut memoria mea și asta știam oricum. În ceea ce mă privește, nu pot să-mi amintesc dacă am scos vreun cuvânt, deși, fără îndoială, așa făcusem. De un singur lucru sunt foarte conștient. Într-un fel straniu, prezența acelui bărbat alături de mine îmi era neplăcută și mă neliniștea. Într-atât încât, atunci când am oprit căruța, sub firma luminată a hotelului Patnam House, am trăit sentimentul că scăpasem dintr-un mare pericol spiritual, din cale afară de amenințător. Acest sentiment de ușurare a fost oarecum alterat de descoperirea că doctorul Dorimor locuia la același hotel. Ca să vă explic măcar în parte, sentimentele mele față de doctorul Dorimor am să vă relatez pe scurt împrejurările în care l-am cunoscut în urmă cu ceva ani. Într-o seară, un grup de vreo șase bărbați printre care mă număram și eu, stăteam biblioteca de la Clubul Bohemian din San Francisco. Conversația se învârtea în jurul subiectului prestidigitației și isprăvilor acelor prestidigitatori, dintre care, în timpul acela, unul dădea reprezentații la un teatru din oraș. Oamenii aceștia sunt de două ori prefăcuți, a spus cineva din grup. Nu știu să facă nimic pentru care să merite o steneală de a te lăsa păcălit. Cel mai umil scamator din India, dintre aceia care stau pe marginea drumului, i-ar putea zăpăci și aduce în pragul nebuniei. Și cum fac asta, de exemplu? A venit întrebarea din partea altuia care și-a prindea o țigară. De exemplu, prin ceea ce execută ei în mod obișnuit, să arunce obiecte voluminoase în sus, care nu mai cad niciodată pe pământ, să facă plantele să răsară, să crească și să înflorească sub ochii tăi dintr-un pământ sterp ales de spectatori. Să pună un om într-un coș de răchită și să-l străpungă cu o sabie în timp ce acesta țipă și sângerează, dar apoi, când deschid coșul, nu mai este nimic înăuntru să a zvârle în sus capătul unei scări de mătase, să se urce pe ea și să dispară. Prostii, am spus și eu atunci, mă tem că destul de nepoliticos. Cu siguranță doar nu crezi în astfel de lucruri. Bineînțeles că nu, le-am văzut mult prea des. Dar eu le cred, a intervenit un ziarist care se bucura de o serioasă faimă locală ca reporter al unor fapte mai pitorești. Am relatat astfel de lucruri de atâtea ori încât numai observația nemijlocită ar putea să-mi zdrunce convingerea. Domnilor, aveți cuvântul meu de onoare! Nimeni nu a râs. Cu toții priveau undeva în spatele meu, și când m-am întors, am văzut un bărbat în Ținută de Seară, care tocmai intrase în încăpere. Avea tenul foarte închis la culoare, aproape oacheș, fața cu trăsături fine și purta o barbă neagră care îi acoperea chipul până la marginea gurii. Părul, negru și aspru, era oarecum în dezordine. Avea nasul coroiat, iar ochii străluceau cu o expresie la fel de lipsită de însuflețire ca ai unei cobre. Unul din membrii grupului s-a ridicat și ni l-a prezentat ca fiind doctorul Dorimor din Calcuta. Pe măsură ce fiecare dintre noi îi era prezentat, acesta ne salută cu o plecăciune adâncă după obiceiul oriental, dar fără gravitatea orientală care ar fi trebuit să însoțească gestul. Zâmbetul pe care îl afișa mi-a lăsat impresia că este cinic și disprețuitor. Nu pot descrie întreaga sa portare decât ca fiind dezagreabil de fermecătoare. Prezența sa a condus conversația în alte direcții. El însuși a vorbit puțin. Nu mi-amintesc nimic din ceea ce a spus. Vocea mi s-a părut deosebit de profundă și melodioasă, dar avea asupra mea același efect ca și ochii și zâmbetul lui. După câteva minute m-am ridicat să plec. La fel a făcut și el, punându-și pardesiul. Domnule Maric, merg în aceeași direcție cu dumneata. Merg pe dracu, mi-am zis în gând. De unde știi tu încotro merg eu? Apoi cu glas tare am spus. Mă bucur să vă țin companie. Am ieșit din clădire împreună. Nu se vedea niciun taxi, tramvaiele se retrăseseră, era lună plină, iar aerul răcoros al nopții era încântător. Am urcat împreună panta străzii California. Apucasem într-acolo gândindu-mă că el va dori, desigur, să meargă în altă direcție către unul din hoteluri. Nu crezi ceea ce s-a spus despre scamatorii hinduși, a zis el repezit. De unde știți asta? Fără să-mi răspundă, și-a pus ușor o mână pe brațul meu și cu cealaltă mi-a arătat trotuarul chiar în fața noastră. Acolo, aproape la picioarele noastre, zăcea trupul unui bărbat mort cu fața în sus, lividă în lumina lunii. În piept avea înfiptă o sabie, a cărei gardă strălucea de nestemate. Pe pietrele aleii se adunase o baltă de sânge. Eram surprins și înspăimântat, nu doar de ceea ce văzusem, ci și din cauza împrejurărilor în care se petreceau toate acestea. M-am gândit că, nu odată, în timp ce urcam, ochii mei traversaseră întreaga lungime a trotuarului de la o stradă la alta. Cum se poate să nu fi văzut acel groaznic lucru care, iată, acum era atât de evident în albeața luminii ce venea de la lună? Pe măsură ce simțurile mele confuze se limpezeau, am observat că bărbatul avea ținută de seară. Par Pardesiul, deschis larg pe părți, descoperea smokingul, cravata albă și plastronul mare și alb străpuns de sabie. Și, oribilă revelație, fața era aceea a tovarășului meu, mai puțin paloarea, Până la cel mai mic detaliu de ținută și trăsături era doctorul Dorimor însuși. Zăpăcit și oripilat, m-am întors să-l caut pe acesta. Nu era nicăieri. Cu și mai mare groază, m-am retras din locul acela și am luat-o în josul străzii în direcția din care veneam. Nu făcusem decât câțiva pași, când cineva m-a oprit apucându-mă puternic de umăr. Eram aproape să țip de spaimă. Mortul, cu sabia încă înfiptă în piept, stătea alături de mine cu mâna liberă, și-a tras afară sabia și a zvârlit-o cât colo. Luna a sclipit în nestematele mânerului și pe oțelul neîntinat al lamei. Cu un clinchet, sabia a căzut pe trotuar ceva mai departe și a dispărut. Bărbatul, la fel de taciturn ca mai înainte, și-a descleștat mâna de pe umărul meu și m-a privit cu aceeași expresie de cinism pe care o remarcasem atunci când ne-am cunoscut. Morții nu au astfel de expresii, Ceea ce m-a liniștit oarecum, așa că m-am întors și am privit porțiunea lungă de trotuar din spatele meu, goală, de la o stradă la alta. Ce înseamnă toate prostiile astea, diavole? Am întrebat destul de furios, deși nu eram prea sigur pe mine și tremuram din toate modularele. Înseamnă, cum le place unora să le numească, scamatorii. Mi-a replicat el râzând ușor, dar din inimă. Apoi a luat-o în jos pe strada pont și nu l-am mai văzut până în clipa când ne-am reîntâlnit în râpa de la Auburn. A doua zi, după ce m-am întâlnit din nou cu doctorul Dorimor, nu l-am văzut deloc. Funcționarul de la recepția hotelului Padnam House mi-a explicat că o ușoară indispoziție l-a reținut în apartamentul său. În acea după amiază, la gară, am fost plăcut surprins de neașteptată sosire a domnișoarei Margaret Corey și a mamei sale din Oakland, aceasta nu este o poveste de iubire. Să spunem doar că domnișoara Corei și cu mine eram logodiți și urma să ne căsătorim. Le-am cazat pe amândouă la hotelul unde locuiam și eu și timp de două săptămâni ne-am văzut zilnic. Nu mai este nevoie să spun că eram fericit. Singura piedică în calea unei depline bucurii pentru acele zile, minunate, era prezența doctorului Dorimor, pe care m-am simțit obligat să-l prezint doamnelor. Acestea îl apreciau foarte mult. Ce puteam să spun? Nu știam despre el absolut nimic care să-l discrediteze. Manierele sale erau acele ale unui bărbat cultivat și respectuos. Iar pentru femei, manierele unui bărbat reprezintă bărbatul însuși. O dată sau de două ori, când am văzut-o pe domnișoara Corei plimbându-se cu el, am fost furios. Ba chiar am făcut imprudența de a protesta. Când m-a întrebat care sunt motivele, nu am știut ce să spun, și mi s-a părut că pe fața ei trece o umbră de dispreț față de toanele unei minți geloase. Cu timpul, am devenit ursuz și dezagreabil și, în nebunia mea, mă hotărâsem să mă întorc la San Francisco a doua zi. Totuși, nu am pomenit nimic despre asta. În Auburn există un cimitir vechi și părăsit. E aproape în centrul orașului, dar, cu toate acestea, noaptea este cel mai înspăimântător loc pe care și-l ar putea dori până și cele mai lugubre firi omenești. Gărdulețele din jurul parcelelor erau prăbușite, stricate sau lipseau cu totul. Multe dintre morminte erau surpate, din altele creșteau brazi vânjoși, ale căror rădăcini înfăptuiseră păcate de nerostit. Pietrele de mormânt erau și ele prăbușite și sparte. Rugii năpădiseră pământul. Gardul aproape că nu mai exista, iar vacile și porcii se mișcau în voie pe acolo. Locul, era o jignire pentru cei în viață, o calomnie față de morți și o blasfemie în fața lui Dumnezeu. În ziua în care luasem în hotărârea nebunească de a pleca furios de lângă tot ceea ce mi era mai drag, seara m-a găsit în locul acela prielnic. Lumina, ce venea de la luna aflată în pătrar, cădea fantomatic printre frunzele copacilor, lăsând petice și pete de umbră, scoțând la iveală multe dintre lucrurile de nevăzut iar umbrele întunecate păreau conspirații care aveau să dezvăluie, la timpul potrivit, semnificații mai profunde. Mergeam agale de-a lungul unei poteci, o acoperite cu pietriș, când am văzut ieșind din întuneric silueta doctorului Dorimor. Eu însumi mă aflam în umbră și am rămas nemișcat, cu mâinile încleștate și dinții strânși, încercând să-mi controlez imboldul de a sări la el să-l strâng de gât. O clipă mai târziu, o a doua siluetă i s-a alăturat și s-a agățat de brațul lui. Era Margaret Corey. Nu pot să descriu exact ceea ce s-a petrecut. Știu că m-am repezit la el cu gândul de a ucide. Mai știu că, la ivirea zorilor, am fost găsit plin de vânătăi și de sânge cu urme de degete în jurul gâtului. M-au dus la Patnam House, unde, timp de trei zile în șir, am zăcut în delir. Toate acestea le cunosc pentru că mi-au fost spuse cât despre ceea ce știu eu însumi, după ce mi-am revenit în simțiri și am intrat în convalescență, am trimis după recepționerul hotelului și l-am întrebat. Doamna Corei și fica sa mai stau aici. Ce nume ați spus? Corei. Nimeni cu acest nume nu a fost vreodată la noi. Te rog să nu faci glume cu mine. Am spus plin de arțag. Vezi doar că acum sunt bine, așa că spune-mi adevărul. Vă dau cuvântul meu. Mi-a răspuns omul cu vădită sinceritate că nu am avut niciun oaspete cu numele acesta. Cuvintele lui m-au stupefiat. Preț de câteva clipe am rămas tăcut, apoi am spus Unde este doctorul Dorimor? A plecat în dimineața în care v-a zbătut și de atunci nu se mai știe nimic de el. Va cam da de furcă. Iată care sunt faptele în acest caz. Margaret Corey este astăzi soția mea. Nu a fost niciodată în orașul Auburn. În toate săptămânile, a căror istorie m-am străduit să vă o relatez, așa cum s-a construit ea în mintea mea. Ea a fost în casa ei din Oakland, întrebându-se unde îi era logodnicul și de ce nu-i scria. Zilele trecute am citit în ziarul San din Baltimore următorul fragment. Profesorul Valentin Dorimor, hipnotizator, s-a bucurat seara trecută de o numeroasă audiență. Vorbitorul, care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în India, a oferit câteva minunate exemple ale capacităților sale, hipnotizând pe oricine a dorit să se supună acestui experiment, pur și simplu privind la el. De fapt, în două ocazii, a hipnotizat întreaga audiență, cu excepția reporterilor, făcându-i pe toți să aibă cele mai extraordinare iluzii. Cea mai valoroasă parte a prelegerii a fost dezvăluirea metodelor pe care scamatorii hinduși le aplică în faimoasele lor reprezentații atât de des pomenite de călători. Profesorul a declarat că acești taumaturgi au dobândit o astfel de îndemânare în arta pe care au învățat-o stând în preajma lor, încât își înfăptuiesc miracolele aruncând spectatorii într-o stare hipnotică și spunându-le ce să vadă sau să audă. Profesorul a mai spus că un subiect, deosebit de sensibil la hipnoză, poate fi ținut pe tărâmul închipuirii timp de săptămâni, luni, ba chiar ani Dominat de iluzii și halucinații, pe care operatorul îi le poate sugera din când în când. Afirmația este oarecum neliniștitoare. Sfârșit.